Două comunități învecinate de la granița dintre România și Serbia beneficiază de un proiect de îmbunătățire a capacităților de reacție și de gestionare a urgențelor naturale, precum inundațiile, căderile abundente de zăpadă și incendiile de pădure. Este vorba despre comunitățile din comuna Mosna din Serbia și Șișești din Mehedinți. În cadrul proiectului au fost achiziționate vehicule și echipamente de urgență și au fost formați și voluntari ca parte a acestui demers transfrontalier finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul Soluții Comune pentru un management eficient al riscurilor în zona transfrontalieră România-Serbia a avut ca scop dotarea comunei Șișești cu sisteme de avertizare în cazul fenomenelor meteo extreme, dar și cu echipamente necesare intervenției. Echipamente similare au fost achiziționate și pentru celelalte două localități implicate în proiect din Serbia. Am ajuns astăzi să finalizăm un nou proiect în cadrul programului de vecinătate transfrontalier România-Serbia. Acest proiect a început în luna aprilie 2021 și se va finaliza peste câteva zile, mai exact 5 august 2022. În cadrul acestui proiect am continuat, de fapt, cele două proiecte care le-am avut în celelalte două sesiuni pentru modernizarea și dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din cadrul comunei Șișești. Proiectul, sau mai bine zis, în cadrul acestui proiect, am achiziționat un număr de 6 sisteme de alarmare ultraperformante, care sunt în directă legătură cu sistemul unic 112 din cadrul Inspectoratului Drobeta. Proiectul a început în luna aprilie acestui an, iar reprezentanții primăriei Mosna spun că obiectivul acestuia ajută la monitorizarea riscurilor naturale, mai ales că aici, în ultima perioadă, incendiile de vegetație au făcut ravagii. Acest proiect este foarte important pentru noi în continuarea proiectului trecut. Noi am conformat o echipă de voluntari la noi în Mosna și în cadrul lui acestui proiect asta este decât în plus ceva pentru societatea noastră și pentru echipa noastră. Mă aflu pentru prima dată în Șișești și în România. Îmi place foarte mult, este foarte frumos și mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun că noi am primit foarte multă aparatură care este necesară comunei noastre. Programul Interreg IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 430.000 euro.